Conducerea PNL USR obsedată de putere a vrut alegeri cu orice chip și orice preț. Aceștia au deschis școlile, teatrele și restaurantele electoral pentru a justifica alegerile. Au abandonat cu totul în campania electorală gestionarea pandemiei. Au adus oamenii la urne și au organizat marșuri ale bucuriei, iar acum pandemia de coronavirus este la apogeu. Măsura disperată a reintroducerii restricțiilor masive sau apelurile stereotipe la spălatul pe mâini și purtatul măștii nu pot ascunde responsabilitatea, incompetența și lipsa soluțiilor viabile ale acestei guvernări care în 9 luni de zile de pandemie nu a fost în stare să asigure măcar suplimentarea și dotarea corespunzătoare a secțiilor ATI. Guvernul Dreptei Unite a ajuns să închidă România în bucăți, dar nici măcar nu concepe să ia în calcul amânarea alegerilor parlamentare. Commentare. Secretarul de stat Raed Arafat a recunoscut că guvernul PNL a scăpat de sub control epidemia de coronavirus și vor impune noi măsuri restrictive, unele de-a dreptul aberante. Guvernul Dreptei Unite este singurul responsabil de situația cu care se confruntă România. Nu a făcut nimic concret și eficient pentru a milita răspândirea contaminării, ba din potriva a refuzat testarea masivă, ori a sabotat-o acolo unde s-a încercat, n-a făcut sau chiar a renunțat să mai facă anchetele epidemiologice. A dispus relaxări când nu era cazul, a deschis școlile deși știa riscurile doar pentru a face posibile alegerile locale. În prezent, sistemul medical este aproape de colaps, întrucât infrastructura de sănătate publică, inclusiv secțiile ATI, nu au fost pregătite în 8 luni de pandemie pentru a face față oricărei evoluții acesteia.